Am vorbit mult în această biserică despre diferența dintre vechiul și noul legământ. Și ne bucurăm de faptul că noi căutăm să fim o biserică și oameni ai noului legământ. Una dintre cele mai mari diferențe este următoare: În vechiul legământ nu exista o relație personală cu Dumnezeu. Erau porunci care trebuiau auzite și împlinite. Oamenii din vechiul legământ aveau și ei o conștiință, dar ceea ce îi condamna pe ei era faptul dacă nu respectau vreo poruncă. Ei ziceau, o, oh, Dumnezeu a spus să nu curvesc, să nu mint, sau îmi pare rău, am făcut idolul acela. Erau diferite porunci și știți că aveau 613 porunci, foarte multe legi. Și erau foarte atenți, căci dacă făceau ceva rău, conștiința lor era tulburată. Dar când a venit Isus și Duhul Sfânt, s-a schimbat totul. Și nu știu dacă lucrurile s-au schimbat și pentru unii dintre noi care stăm aici. Este posibil ca pentru mulți dintre voi, care trăiți încă în vechiul legământ și spuneți, O, oh, am călcat acea poruncă. Îmi pare rău, am poftit după acea femeie sau am avut o atitudine rea față de acea persoană și conștiința mea e tulburată. Doamne, îmi pare rău, te rog, iartă-mă. Eu nu spun că e rău lucrul acesta. Dar este o urmă de vechi legământ în lucrul acesta. Pentru că este vorba de păcat acolo. Nu trebuia să am o atitudine greșită față de acea persoană. E rău. Ca și cele 613 porunci, poate că am și eu o listă proprie de porunci pe care le-am auzit în biserică. Simt că am fost un pic nedrept cu privire la bani. Îmi pare rău, Doamne. Gândiți-vă la păcatele care le-ați mărturisit pentru că conștiința voastră v-a condamnat. Să spunem, în ultima lună. Nu sunt lucruri din acestea despre care tocmai v-am spus? Pot fi multe lucruri asemănătoare. Sunt lucruri individuale. Scopul lui Dumnezeu, în noul legământ, este să avem o relație personală cu Isus. Astfel încât conștiința noastră să ne condamne în lucruri precum, Doamne, mi-am pierdut dragostea pentru tine. Îmi pare rău că nu te iubesc acum așa cum ar trebui. Nu simt prezența ta cu mine. Chiar dacă nu fac vreun păcat, de exemplu, nu poftesc nicio femeie, nu am o atitudine greșită față de cineva, nu fac nimic nedrept, dar, Doamne, nu mai simt prezența ta. Te condamnă lucrul acesta? Atunci știi că treci de la vechiul legământ la nou legământ. Acum nu spun lucrul acesta, frați și surori, ca să condamn pe cineva. În biserică nu trebuie să fie condamnare. Noi nu vorbim niciodată să-i condamnăm pe oameni. Vorbim astfel încât să-i îndrumăm pe oameni spre un standard mai înalt. Condamnarea te duce întotdeauna în jos. Convingerea te va duce mai sus. luați un felul acesta. Să vă dau un exemplu. Să încep mai întâi cu 1 Corinteni, capitolul 10. 1 Corinteni 10, cu 23. Spune aici că toate lucrurile sunt îngăduite dar nu toate sunt de folos. Aici este diferența între un creștin firesc și unul duhovnicesc. Una din diferențe. Creștinul firesc trăiește la nivelul la care spune, eu nu fac nimic greșit. Lucrul acesta e rău, nu-l fac, e fără de lege. Dar noi putem să ne ridicăm mai sus și să spunem, noi facem numai ce este permis. Și poți fi totuși un creștin firesc. Dar un creștin duhovnicesc spune, sunt sute de lucruri care îmi sunt îngăduite să le fac, dar numai zece îmi sunt de folos. Deci voi lăsa celelalte 90 de lucruri, deși ele pot fi perfect corecte. Conștiința mea nu m-ar condamna dacă aș face cele 90 de lucruri, dar totuși nu le fac. Pentru că nu îmi sunt de folos. Acesta este adevăratul creștin duhovnicesc. Sau, de fapt, una din laturile unui creștin cu adevărat duhovnicesc. Prin faptul că alegi ce este de folos în orice privință. De exemplu, cu privire la bani. Nu numai că vreau să evit ceva rău cu privire la bani, să înșel, să mint sau să profit de cineva din punct de vedere financiar. Acest lucru e rău, nu-l voi face. Dar chiar dacă fac ce este corect, chiar și în modul de a-mi cheltui banii. Doamne, așa să-mi cheltui banii. Nu e ceva rău să cheltuiesc banii pe lucrul acela, dar chiar îmi este de folos? Sau e doar un lucru care nu folosește cu adevărat. Sunt foarte puțini oameni care trăiesc la nivelul acesta, dar ei sunt aceia care cu adevărat progresează, a căror viață contează pentru Dumnezeu pe pământul acesta. Un alt lucru care scrie aici este că sunt lucruri îngăduite, dar care nu mă zidesc. Deci, o persoană duhovnicească se gândește tot timpul dacă este zidit și nu dacă este numai îngăduit. De exemplu, mulți dintre noi folosesc internetul. Și nu este un lucru rău acesta. Sunt multe lucruri bune de care ne putem folosi, dar sunt și o mulțime de lucruri rele. Și eu pot să spun că pot să evit toate lucrurile rele. Nu mă uit la pornografie pe internet, nu mă uit la lucruri care sunt rele. Ok, dar sunt și alte lucruri pe internet care nu sunt de folos. Nu sunt rele, nu e pornografie, nu e ceva murdar, dar nu sunt de folos. Nu mă zidesc. Nu spun că nu ar trebui să vă uitați niciodată la știri, să vedeți ce se întâmplă în lume. Eu consider că trebuie să știm ce se întâmplă în lume. Isus a știut când a căzut turnul Siloamului. Știa și câți oameni au murit atunci. Isus știa ce se întâmplă în jurul lui. Și noi ar trebui să știm. Dar nu trebuie să fim prea tare prinși de aceste lucruri, astfel încât să nu avem timp pentru ceea ce este ziditor și de folos. O modalitate prin care te poți cerceta este să te întrebi: meditezi mai mult la știri sau la Biblie? Te uiți la televizor mai mult decât meditezi la scriptură? Pot fi programe curate. Toate lucrurile sunt îngăduite dar un creștin al noului legământ trăiește gândindu-se dacă lucrul respectiv este de folos. Este ziditor pentru mine acel lucru? Unii dintre voi s-ar putea să nu luați în serios ce vă spun, dar veți vedea rezultatul în viața voastră peste cinci ani. Și ceilalți care luați în serios ceea ce vă spun, și voi veți vedea rezultatele peste cinci ani. Și va fi o diferență uriașă între acești doi credincioși. Chiar dacă stau aici amândoi și ascultă, poate nu au făcut păcate grave, au o mărturie bună, dar va fi o diferență foarte mare. Să mai luăm un pasaj din 1 Corinteni 6, versetul 12. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Din nou aceleași cuvinte. Dar mai spune ceva aici. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Mâncarea, de exemplu, are o putere enormă de a ne stăpâni. Sau internetul are puterea de a pune stăpânire pe noi. Sau tot felul de lucruri. Poate fi sportul. Poți să fii un nebunit după fotbal sau alt joc, încât mă stăpânește. Nu-i nimic rău să te uiți la un sport. Nu. Întrebarea este, te stăpânește? Este vreun tip de mâncare care pune stăpânire pe tine, astfel încât te plângi că mâncarea de acasă nu-i destul de bună sau că nu poți trăi fără ea? Acolo e ceva rău. Nimic nu trebuie să mă stăpânească. Aceasta este persoana duhovnicească. Așa a trăit chiar și Isus. Aș să deschidem acum la cântarea lui Solomon, cântarea cântărilor, și să vă arăt cum funcționează aceste lucruri. Nu prin aceste porunci. Ok, am o poruncă nouă acum, am să trăiesc acum după ceea ce e de folos și ziditor și nu voi permite să fiu stăpânit de nimic. Și asta poate să fie o lege. Și poți face o listă cu lucrurile care te stăpânesc și să spui, ok, voi elimina lucrul acesta. Și, din nou, lucrul acesta poate fi o mică parte din modul vechiului legământ. Și anume, că evit anumite lucruri, că fac alte lucruri, că mă disciplinez pe mine însumi și toate acestea sunt excelente. Dar adevărata stare duhovnicească este următoarea. Vă amintiți ce avea Domnul împotriva Bisericii din Efes sau conducătorului de acolo? Nu faptul că a ales ceea ce este de folos, ci faptul că și-a pierdut dragostea pentru Domnul. Singura crimă pe care a făcut-o acel conducător al Bisericii este că și-a pierdut dragostea fierbinte pentru Domnul pe care a avut-o cândva. A fost o vreme, poate câteva luni, sau un an după ce s-a pocăit, în care avea o dragoste fierbinte pentru Domnul. Nu știa multe porunci, multe reguli, nu știa foarte multe lucruri, dar dragostea lui pentru Isus l-a păzit de multe lucruri rele. Dragostea lui pentru Isus l-a făcut să aleagă lucrurile de folos. Nu pentru că și-a făcut o listă cu lucrurile de folos, ci dragostea lui pentru Isus l-a făcut să aleagă lucrurile de folos. Dragostea lui Isus l-a ținut să nu fie stăpânit de mâncăruri sau de orice altceva. Pentru că dragostea lui pentru Isus l-a tras deoparte de toate aceste lucruri. Este ca atunci când o fată este foarte îndrăgostită de un băiat și nu are timp de alte lucruri pentru că întotdeauna dorește să fie cu el. Dragostea pentru el o ține departe de alte lucruri. Aceasta este adevărata stare duhovnicească. Cântarea cântărilor este o imagine a relației dintre Hristos și Mireasa lui. Dacă ești o persoană cu o gândire obiectivă, citești cartea în același mod. Dar dacă încerci să o înțelegi în sens spiritual, găsești multe bogății spirituale. Când o citești, gândește-te la tine și la Isus ca mire al tău. Vă spun că este o carte minunată. Doar să vă concentrați asupra acestui lucru, spunând, aici este vorba despre mine și Isus, mirele meu. Citim în capitolul 3 din Cântarea Cântărilor, în versetul 1, Am căutat noaptea în așternutul meu, am căutat pe iubitul inimii mele. Ea nu a stat să se gândească ce este de folos și ce nu, ce este ziditor și ce nu zidește, din cauza unei noi porunci auzite într-o duminică, că acesta este noul nivel la care să trăim. Nu, aceasta va veni în mod automat dacă încep de aici. L-am căutat pe el, nu o doctrină sau o învățătură, sau ce trebuie să evit, sau ce trebuie să fac, ci l-am căutat pe El. Și aș vrea, dacă aș putea, să vă atrag pe toți, frați și surori, spre El. Adevăratul creștinism este un devotament personal față de Isus Hristos. De aici pornește totul. Aceasta a fost ceea ce mi-a schimbat mie viața. Sunt foarte mulțumitor că atunci când m-am întors la Domnul, nu m-am convertit la anumite reguli, să evit asta și cealaltă. Domnul m-a făcut să-i fiu devotat lui. Și de fapt, prima carte din Biblie care am studiat-o, după ce m-am întors la Domnul, a fost Cântarea Cântărilor, în mod intensiv. Este cea mai subliniată carte din prima mea Biblie. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceasta. Eram atunci un creștin tânăr, abia născut din nou. Și Domnul m-a condus la lucrul acesta fundamental, și anume devotamentul față de Isus Hristos. Și acesta este cel mai depreț lucru pentru mine, chiar și astăzi, chiar și acum. Uneori mă trezesc noaptea și tânjesc după Domnul, exact cum scrie aici. Îl caut pe iubitul inimii mele și vreau să-l găsesc. Mireasa a spus: Nu-l pot găsi, deci trebuie să mă scol. Să merg prin cetate, versetul 2, pe ulițe și prin piețe. Trebuie să-l caut pe iubitul inimii mele, pentru că îmi lipsește prezența lui. Vreau să vă întreb, frați și surori, și în mod special pe voi care nu faceți mari păcate, care aveți o mărturie bună, care aveți un cuget curat tot timpul, nu faceți nimic rău, nu aveți amărăciune față de nimeni și vă feriți de rău. Aveți un dor, o pasiune puternică după Isus Hristos? Să-i simțiți tot timpul prezența și să spui, Doamne, unde ești? Îmi pare că te-am pierdut, deci trebuie să-l găsesc. Versetul 2. L-am căutat, dar nu l-am găsit. Apoi vorbește aici despre păzitori. Aceștia sunt alți credincioși care nu au aceeași pasiune. Și i-a întrebat: L-ați văzut pe iubitul inimii mele? Dar n-au putut-o ajuta. Versetul 4: Apoi l-am găsit și l-am apucat și nu l-am mai lăsat să plece. Da, aceasta înseamnă: Doamne, te vreau pe tine mai mult decât orice altceva. Uneori, așa începe viața noastră de credință, dar puțin mai târziu, lucrurile se schimbă. Ne facem un pic de reputație în biserică. Și odată ce ai un pic de reputație în biserică, marele pericol este că începi să slăbești. Luați aminte la cuvintele mele și întrebați-vă pe voi înși vă dacă lucrul acesta nu este adevărat. Când nu aveai un renume în biserică și erai un nimeni, chiar îl vroiai pe Isus. Dar acum că ai un pic de renume în biserică, nu mai ești așa de pasionat de a avea prezența lui Isus, pentru că ești cineva. Poate că nu ești un prezbiter, dar ești cineva. Domnul să aibă milă de tine. Ați pierdut ceva, frați și surori. Eu nu am vrut niciodată să fiu renumit în biserică. Nu mă interesează deloc. Nici nu vreau ca oamenii să se gândească că am o mărturie bună. Nu. Pasiunea vieții mele este, așa cum a spus psalmistul, pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Nimic. Nici măcar o mărturie bună. Tu, Doamne, dacă te am pe tine, am totul. Nici măcar o conștiință bună. Mai presus de o conștiință bună. Pentru mine o conștiință bună este să fiu în prezența Domnului tot timpul. Ceea ce se întâmplă uneori cu mulți credincioși, observăm aici în capitolul 5. În capitolul 3, Mireasa îl caută pe Mire și îl găsește și este așa de bucuroasă. Ce relație minunată a fost în zilele de la început! Îți amintești acele vremuri de la începuturile vieții tale de credință? Când nimeni poate nu te cunoștea și erai doar un credincios neînsemnat, dar îl iubeai pe Isus și aveai un timp minunat cu Scriptura citeai dimineața de vreme din ea și Isus îți vorbea și tu vorbeai cu El. Dar acum nu mai este așa. Ce s-a întâmplat? În capitolul 5, versetul 2 spune, Adormisem, dar inima mea veghea. Și acum iubitul meu bate la ușă. Acum ea nu mai merge să-l caute pe mire. L-a părăsit pe mire. Are încă o conștiință bună, dar l-a lăsat. Și el vine acum și bate la ușă și spune, deschidem mi soro, scumpo, deschidem. Și ce spune ea dinăuntru? Un răspuns de om leneș. Versetul 3. Mi-am scos haina, cum să mă îmbrac iarăși? Mi-am spălat picioarele, cum să le murdăresc iarăși, venind afară la tine? Iubitului meu îi era dor de mine. Domnului este dor de părtășia cu noi a vărât mâna pe gaura zăvorului și mi-a fost milă de el atunci. Și după un pic de întârziere, m-am sculat și am deschis. Dar pe când am deschis, versetul 6, iubitul meu plecase. Asta mi s-a întâmplat și mie în trecut și nu vreau să mi se mai întâmple niciodată. La un moment dat, făceam ceva. Poate chiar scream un articol creștin. Și Domnul îmi spune, oprește-te. Vreau să petrec un pic de timp cu tine. Poate două minute, cinci minute. Și eu spun, Doamne, așteaptă. Numai 15 minute ca să termin articolul. Iar apoi voi sta de vorbă cu tine. Am terminat articolul. Am căutat apoi pe Domnul și nu l-am găsit. Exact ca și aici. A plecat. Ai experimentat și tu vreodată lucrul acesta? Dacă nu ți s-a întâmplat, este poate pentru faptul că nu ai simțit niciodată prezența Domnului. Și atunci când El este absent, pentru tine e la fel, pentru că tot timpul e așa. Dar aceia care cunosc cu adevărat prezența Domnului și au o dragoste fierbinte pentru Isus, știu când s-a întâmplat ceva, pentru că nu-l simt acolo. Nu din faptul că ai făcut vreun păcat ci prezența Domnului nu este acolo. Acea dragoste din tâi a dispărut. Nu știu câți dintre voi credeți că a pierde dragostea din tâi pentru Isus Hristos este ceva foarte serios. Vă amintiți de timpul din viața voastră când îl iubeați pe Isus din toată inima și nu vă interesa de nimeni orice ar fi spus? Nu vă păsa ce ați fi pierdut sau ce ați fi câștigat? Voi l-ați iubit așa de mult pe Isus, încât părerea omului nu conta deloc. Dragi frați și surori, aceasta este adevărata viață de creștin. Dacă ai pierdut-o, ai pierdut sensul adevărat al creștinismului. Și orice altceva ai acum este ca o coajă, cu toate că folosești cuvinte potrivite. De aceea, viața ta de creștin devine uscată și plictisitoare. Este doar o formă. Faci și spui lucruri bune de formă cânți cântări, mergi la întâlnirile bisericii, la conferințe, dar este doar un ritual. Aceasta s-a întâmplat și în vremea lui Maleahi. Să deschidem la Maleahi, capitolul 1, versetul 6. Aici e Vechiul Testament, deci relația mire-mireasă nu exista încă între Dumnezeu și oameni, ci era ca o relație dintre un rob și un stăpân, dintre un fiu și un tată. Domnul spune în Maleahii 1,6 cu un fiu își cinstește tatăl și un rob pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este respectul față de mine? M-ați disprețuit și îi spun, cu ce te-am disprețuit? Cum îl disprețuim noi pe Domnul? Cum îl disprețuiesc pe mirele meu care mă iubește așa de mult? Cum își disprețuiește o soție soțul? Nu prin alba jocorii sau al scuipa. Noi nu facem niciodată lucrul acesta lui Isus. Vă spun cum îl putem disprețui pe Domnul și cum putem fi ca acea mireasă care nu s-a ridicat la timp din pat ca să-și întâlnească mirele. Și anume, când dăruim ceva Domnului, nu-i dăruim cei mai buni. Știți că era o lege în Vechiul Testament că atunci când aduceai Domnului o oaie ca jerfă, trebuia să o examinezi cu mare atenție, ca nu cumva să aibă vreun defect. De fapt, aceasta era una din slujbele preoților. Când cineva aducea o oaie, preotul îi zicea, mai întâi voi examina toată oaia, ochii, picioarele, fiecare parte, că trebuia să nu aibă absolut niciun defect. Dar ce s-a întâmplat? La început așa au făcut israeliții, dar pe vremea lui Maleahi, la peste o de ani de la Moise, luau orice oaie și o jerfeau. Și mai ales când trebuiau să ia o oaie, să o dea Domnului. Ei ziceau, hai să o luăm pe asta și să o dăm Domnului. La fel cum vin unii oameni la biserică. Oh, este duminică dimineață, avem biserică, hai să mergem dar fără a avea bucuria că te poți întâlni acolo cu Domnul Isus, în mijlocul oamenilor lui Dumnezeu. Este doar o rutină. E duminică dimineață, hai să mergem să ascultăm un mesaj. Să sperăm că a fi un mesaj bun. Să sperăm că vom primi un mesaj bun. În loc de, Doamne, vreau să mă întâlnesc cu Tine. Vreau să mă întâlnesc cu poporul Tău unde sunt doi sau trei adunați în numele meu sunt și eu în mijlocul lor îmi amintesc când căutam voia Domnului cu privire la lucrarea mea și am spus Doamne mă gândesc la acel cuvânt din 1 Corinteni 14 care spune că atunci când oamenii prorocesc ceilalți care ascultă vor spune o oh, Dumnezeu este aici și am spus, Doamne, asta este ceea ce vreau și eu. Ori de câte ori vorbesc, oamenii să prindă legătura cu tine și să spună, Domnul Isus este aici, El ne vorbește. Și să nu spună oamenii doar că au auzit un mesaj bun. Tu, care mă asculți, poate nu ești un predicator, dar cred că atunci când ne întâlnim putem răspândi ceva din prezența Domnului. Biblia vorbește în 2 Corinteni 2 cu 14 de mireasma lui Hristos. Mireasma este un cuvânt asemănător cu parfum. Știți că mai ales femeile care sunt parfumate foarte puternic, simți parfumul acela de la distanță. Și știi că aici este o persoană parfumată. Haideți să avem și noi acea mireasma lui Hristos. Pentru că atunci când oamenii vin la adunare, să vadă în noi ceva din Isus. Poate nu este întotdeauna doar blândețea lui Isus, poate fi și strictețe. Isus este blând, dar și strict. Să nu vedem doar o latură. Noi trebuie să avem o dorință înfocată, frații mei. Aceasta înseamnă să fii un martor. Să fiți martori ai mei, a spus Domnul. Duhul Sfânt vine peste tine și vei fi un martor, nu al unei doctrine, nu al unei învățături din nou legământ, ci veți fi martori ai mei, până la marginile pământului. Oamenii cu care te vei întâlni trebuie să-L vadă pe Isus. Într-un anumit fel, prin tine, să întâlnească ceva din Isus. Dar aceasta nu se va întâmpla dacă în viața noastră privată și în atitudinea noastră de dăruire față de Dumnezeu este ceva de genul, a, trebuie să fac și eu ceva, trebuie să merg la adunare, trebuie să fac asta. Întotdeauna, care este minimul ce trebuie să-l fac pentru a avea o mărturie bună în biserică? Așa erau oamenii aceștia din Cartea Maleahii. Ei dăruiau ceva, dar nu din toată inima lor. Vă amintiți de zilele de la început când v-ați pocăit și v-ați întors la Domnul? De prima dată când ai mers la biserică și ai fost atins de Domnul? Îți amintești cu ce dorință arzătoare mergeai la adunare în acele zile? Și toate acestea s-au dus și a devenit doar un ritual plictisitor și monoton. Mă rog să nu mi se întâmple mie niciodată așa ceva. Sunt credincios de 60 de ani. Și mă rog, Doamne, nu lăsa niciodată să mi se întâmple acest lucru. Să nu devină mersul la biserică un ritual plictisitor. Niciodată. Eu vreau ca lucrul acesta să-l fac cu pasiune. M-ați auzit adesea spunând că semnul unui adevărat închinător, după cum a spus Isus, mai întâi să fim închinători și apoi să-i slujim. Semnul unui adevărat închinător este că poate să spună întotdeauna cuvintele acestea. Din Psalmul 73. Dacă nu cunoașteți versetul, vă rog să deschideți cu mine la Psalmul 73 și să vi l-amintiți toată viața. Psalmul 73, versetul 25. Mie Domnul mi-a vorbit prin versetul acesta. Aici este semnul cel mai clar al unui închinător adevărat. Nu numai că evită ce nu-i de folos și face doar cei de folos. Aceasta este bine. Dar tot ceea ce face izvorăște din interiorul vieții lui. Ceea ce am citit în 1 Corinteni 6 și capitolul 10, voi face doar ceea ce-i de folos, doar ceea ce este ziditor. Nu mă voi lăsa stăpânit de nimic. Sunt lucruri foarte bune pentru un creștin duhovnicesc. Dar acestea curg din viața interioară. Psalmul 73 versetul 25. Doamne, când voi ajunge în cer, nu mă va interesa nimic altceva decât tu, Doamne. Nu voi căuta palate, răsplată, cunună sau eliberarea de durerile de cap date de viața pământească? Nu. Sunt mulți creștini care așteaptă aceste lucruri. Sunt oameni care s-au săturat de pământul acesta și spun, vină, Doamne, și să se termine cu lucrurile din viața asta. Eu nu am spus niciodată aceste lucruri. Eu spun, Doamne, când ajung în cer, vreau să te văd pe tine. Așa cum cântăm în acea cântare, îl voi vedea. Îl voi vedea și îl voi cunoaște după semnul cuielor din mâini mă voi uita în jur la toți oamenii din cer, dar voi vedea o singură persoană cu semnul cuielor în mâini. Aceasta este dorința mea. Pentru asta mă duc acolo. Pe cine altul am eu în cer afară de tine? Ce încântare că o veșnicie, proșternut înaintea tronului, să privesc mereu la Domnul. Aceasta este realitate pentru mine. A doua parte a versetului spune, și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Nu-mi doresc o promovare la locul de muncă. Chiar asta am spus Domnului când lucram în Marină. Chiar dacă la început acesta mi-a fost scopul, să ajung cât mai sus. Dar când l-am găsit pe Isus, am spus, Doamne, nu mai sunt interesată de promovare. Dacă câștig destul cât să trăiesc, îmi ajunge. Dar eu te vreau pe tine. Nu-mi doresc nimic altceva pe pământ decât pe tine. Chiar și cu privire la căsătorie, eu am spus, Doamne, nu vreau să mă căsătoresc dacă nu este voia ta. Eu te doresc pe tine, nimic altceva. Eu m-am cercetat pe mine și am zis, bani, căsătorie, promovare la locul de muncă, nimic din toate astea. Eu te doresc doar pe tine. Și dacă te am pe tine, nu voi cere nimic altceva. Vreau să vă spun că atunci când ajungi în viață să-ți-l dorești doar pe Isus, El îți va da lucruri care să nu te distrugă. Îți va da atâția bani cât să nu te distrugă. Te va păzi de multe lucruri. Nu va trebui să te lupți foarte mult să nu păcătuiești. Dacă te ții numai de Isus și spui, Doamne, eu te vreau numai pe tine, te vreau numai pe tine. Așa cum scrie în cântarea cântărilor, în capitolul 3. Am căutat noaptea pe iubitul inimii mele. Am mers să-l caut, pentru că îmi lipsește prezența lui. Îl vreau pe el. Acesta este semnul persoanei care nu și-a părăsit dragostea din tâi. Aceasta a fost și plângerea pe care o avea Domnul împotriva celor din Efes. V-ați părăsit dragostea din tâi. Nu știu despre voi, dragi frați și surori, dar când mă întâlnesc cu mulți dintre voi, simt că mulți dintre voi v-ați părăsit dragostea din tâi. Și mă întreb dacă unii dintre voi chiar ați avut vreodată o dragoste din tâi. Ați fost vreodată așa de îndrăgostiți de Isus, încât El să însemne pentru tine mai mult decât orice altceva de pe pământul acesta? Acesta este creștinismul adevărat. Și dacă încă nu l-ați experimentat, vreau să vă invit să-L căutați cu toată sinceritatea pe Dumnezeu, să vă umple cu Duhul Sfânt, astfel încât Isus să devină totul pentru voi. Haideți să ne rugăm. Tată Ceresc, adune prin Duhul Sfânt la acel devotament față de tine, și față de Domnul Isus, ca să putem spune din toată inima: Nu-mi doresc nimic altceva decât pe tine, Isuse. Și nu-mi doresc nici o persoană, nici chiar soția sau soțul, mai mult decât pe tine. Tu ești mai prețios pentru mine mai mult decât orice altceva pe pământ. Și vei rămâne așa, totdeauna. Ești mai de preț decât confortul, decât banii, decât orice alte lucruri pe care lumea le caută. Dacă te am pe tine, Doamne, îmi este de ajuns. Nu-ți cer nimic altceva. Nu-mi doresc nimic altceva pe pământ decât pe tine. Și când voi ajunge în cer, nu mă va interesa nimic decât prezența ta. Tată Ceresc, ajută-ne să avem o viață în care creștinismul nostru să însemne Iisus Hristos și devotamentul față de El. Noi știm că diavolul încearcă întotdeauna să îi îndepărteze pe oameni de acel devotament simplu pentru Hristos. Ne rugăm să ne țină această stare, iar pentru aceia care nu au ajuns acolo, ajută-i să fie devotați. Ne rugăm în numele Lui Iisus. Amin.